Gata, nu se mai poate așa. Mă duc eu în persoană să văd ce se întâmplă acolo. Bun, acum că i-am prins pe ăștia, ce a mai rămas de făcut? Cred că asta e tot. Acum directorul nu mai are niciun ajutor și fără ei nu ne mai poate face nimic. Bă, voi sunteți siguri de ce spuneți? Adică, voi ați văzut câta Brando are misteriosul ăla? Adică, eu nu aș vrea să am de-a face cu el, dacă știi ce zic. Bine, 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 hai să ne adunăm un pic și să vedem cum îl putem înfrânge pe director. Ce spuneți? Hei, să-l înfrângem pe director? Ai nebunit? Eu propun totuși să-l lăsăm în pace, că poate uită de noi. Nu, cu fiecare secundă care trece un YouTuber în lumea asta este capturat și luat-o static de netrebnicul ăsta. Nu mai avem timp. Da, auzi? Tu crezi că mai sunt și alții în afară de noi care vor să o dea așa parte în parte cu directorașul ăsta afurisit? Nu am nicio idee, Abi, dar dacă sunt, să sperăm că-i vom găsi la timp. Deci aici erați. Aoleu, ne-a găsit! Suntem ca și duși! Adio, prieteni! Adio, PSP! Adio, Wii! Adio, PC! Adio, jocuri! O să fie dor de voi! Șt, taci! Ai lentilele de contact, ai uitat? Mai întâi, dați-vă lentițele alea de modat în jos de pe cap și luați astea! Dar ce deșteaptă ești tu! Șt, tăcesc că vine! Deci aici erați! Cum e posibil să faceți așa ceva? Vreau explicații imediat! Ne scuzați, maestre al Întunericului, dar nu am știut că... Cum e posibil să nu vă știți între voi? Voi nu vedeți? Păi vedeți supremația dumneavoastră întunecată, noi nu... Sunt ce adevărat să pune, nu sunt ce adevărat! Ce? Cum adică? Lasă-ne jos, Matahala! Nu vei scăpa nepedepsit pentru asta! Aha! Deci de asta mi se părea mie prin portal că sunteți altcineva decât cine sunteți cu adevărat? Interesant! V-ați pus lentile! Sunt impresionat! V-ați trecut pe voi înșivă! Niște simpli youtuberi să... Stai acolo, am spus! Stai așa, moșule, că te-am prins! Ce? Sunteți mai mulți? Dar voi... Voi nu sunteți nici măcar vlogger, ce căutați voi aici? Ei bine, tataie, când e rost de făcut bine, suntem unde e nevoie de noi, nu-i așa, Alina? Da! Irina? Da! Prostii! Nu înțelegeți de fapt cine are controlul aici? Iar acum, că și voi neghiobilor v-ați alăturat găștii, ritualul poate să înceapă mai repede decât intenționam eu. Ce frumoasă e viața când îți oferă surprize din astea. Bun, să înceapă distracția. Stai! Nu! Aici. Fiți pe poziții, în orice secundă se poate întâmpla ceva. Da, auziți? Ăștia trei noi veniții, care e faza cu voi? Păi, de fapt, eu, Mimi, Alina, Irina și Deliric am format o echipă zilele trecute. Echipa Fără Frică, în care încercăm să ajutăm cât mai mulți copii cu cyberbullying-ul. Ce, mă? Acum câteva zile, când dormeam prin pădure de frică să nu ne găsească directorul? E poveste mai lungă, dar în fine, acum dacă tot ne-am strâns aici, hai să găsim o soluție. Eu propun să... Voi chiar credeți că aveți o șansă? De îndată ce portalul ăsta va fi deschis, orice era cândva bun și frumos în lumea asta va dispărea. Iar atunci totul va fi exact așa cum îmi place mie. Da, auzi? Până la urmă. Da chiar, mă, dacă tot urmează să ne trăim pe lumea de dincolo, măcar să știm cine-i frustratul din spatele măștii, nu? Abi, nu le nerva, nu vrem asta. Ce ai zis? Frustrat? Eu frustrat? Frustrat pe cine? Dacă mă uit eu mai bine în camera asta, voi sunteți singurii frustrați de aici. Da, așa e, dar măcar noi ne-am recunoscut frustrările, iar lumea ne place cu bune și cu rele. Da, are dreptate.
Fie că am avut probleme când eram mai mici, cum eu nu mă integram deloc în clasa din care făceam parte, cum Mimi avea o problemă cu înălțimea ei, care a bântuit-o toată viața, sau cum Alina, Irina și Deliric primeau hate online pentru muzica pe care o scoteau, toți am învățat din lucrurile astea și le-am înțeles. Bla, 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 lăsați vorba și haideți să trecem la treabă. Dar dacă nu e asta, contrazine, măcar acum... După mine tu ești cel mai frustrat de aici. Măcar noi, când am avut o problemă, am discutat-o. Ne-am arătat fața și oamenii ne știu, ne înțeleg. Dar pe tine, pe tine cine te știe? Cine te înțelege cu adevărat? Zi! Haide, lăsați-mă cu prostiile voastre și... Eu nu le dau dreptate copiilor. Atât timp cât problema nu e discutată, nu e înțeleasă, mereu vei ajunge aici. Exact în punctul în care te afli tu acum. În punctul în care răpești câțiva oameni și apoi îi ții captiv la tine în birou? Nu, Jimmy, ci în punctul în care nu te mai simți bine nici măcar cu tine însuți și ajungi să vezi totul așa cum vede directorul ăsta viața. Totul întunecat. Păi zi așa. Tăcere, am zis. Poate că aveți dreptate. Poate că aș fi avut nevoie de cineva lângă mine acum mult timp. Dar lucrurile s-au schimbat și timpul a trecut. Iar acum a venit vremea voastră să... Nu, dar nu e prea târziu. Te putem încă ajuta. Intră pe site-ul ăsta și o să vezi cât de bine o să te simți după. Toți avem nevoie de încurajare, chiar și cei mai malefici dintre noi. Lăsați-mă în pace cu prostiile voastre. Mă doare capul de atâta vorbărie. Băieți, repede, am adus asta. Haideți să scăpăm de aici până nu ne termină de tot moșul ăsta. Fiu, bine că am scăpat. Auziți? Voi credeți că directorul ăsta a ieșit cu bine de acolo? Nu știu, dar să sperăm că nu. Eu una sper că da. Nu doresc răul nimănui. Da, nici eu. Chiar dacă voia să vă extragă sufletele din voi? Shelley, știi ceva? Până la urmă tot oameni suntem. Bine, nu știu ce să zic de directorul ăsta, dar sper că e ok. Cu toate că s-ar putea întoarce oricând. Iar dacă va mai apărea, noi... trebuie să fim cu ochii în patru. Dar auziți? Camera asta, Rosalie, așa, bonbon. Care e faza cu ea? Asta e camera mea, da. Deci pot să vomit aici, nu? În cazul în care directorul a scăpat, ne trebuie un plan. Un plan din care să-l facem pe director să realizeze că ce își dorește el, de fapt, este greșit, e rău. Și că problema vine de la el. Da, poate dacă intră pe site-ul ăla o să înțeleagă ceva. Zici? Gata! Asta a pus capac! Auzi, eu frustrat și să-mi dea ei mie un site! Auzi la ei să înțeleg eu mai bine lucrurile! Cine se cred, măi? Dar totuși, poate o să arunc un ochi!